A trecut de Curtea Constituțională prin grija majorității. De asemenea, în Comisia de Buget Finanțe, dumnealor au găsit scuze suficiente și amendamentul care stipula că sunt, între alții, pensionari care au dreptul la pensii mai mari, studenți care au dreptul la burse, bătrâni care au dreptul la încălzire sau la alte forme de susținere, handicapați care au dreptul la consiliere sau la îngrijire, toate acestea, sumele pentru toate aceste fracții, deci pentru acești oameni, nu au trecut. Deci amendamentele nu au trecut. Deci trebuie să înțelegem că din acest moment și datorită acestei guvernări, noi nu mai avem dreptul la viață, nici noi, nici studenții, nici militarii în rezervă, nici pensionarii, nici bugetarii. Glasul nostru n-a ajuns acolo unde trebuie, acești oameni le spun mult oameni. Efectiv, nu se împiedică de popor. Ei își fac interesele obscure, își protejează averile. Deci, mă repet, 410 a fost aprobată. Cu toate nenorocirile din cadrul ei, cu toate cele 29 de mici ordonanțe depuse de-a lungul timpurilor, multe dintre ele cărora le s-a pierdut și valabilitatea. Deci, printr-o mârșăvie, prin încălcarea unor regulamente interne în cadrul Senatului, a Camerei Deputaților și astăzi în Camera Constituțională, dar și în Comisia Buget Finanțe a Camerelor Reunite, această nenorocire a trecut. Nu ne mai rămâne decât să luptăm în continuare și acum, în ceasul al 12-lea, să fim cu toții și să vedem ce e de făcut, pentru că Galațiu până azi n-a strigat decât dreptate, libertate. De azi, fraților, trebuie să strigăm jos guvernul. Pentru că nu ne mai reprezintă nici pe noi, nici pe ceilalți care stau acasă. Preiau și fac legi după bunul plac, distrug liniștea noastră. Asta s-a întâmplat. Asta se întâmplă. De ce? Pentru că n-am avut ce face, oameni buni, și ne-am riscat viața pe 22, să lăsăm acestor nemernici posibilitatea să ne ia și pâinea de la gură nouă și copilor noștri. Până acum v-ați odihnit. Galați, trezește-te! Această lege are termen 3 zile să fie promulgată de președintele României și trecută prin monitor oficial. Dacă a fost validată și sunt șanse mari să fie validată, pentru că și dumnealui președintele n-are bani. Are bani numai pentru administrația lui, nu are bani și pentru noi. Deci sunt șanse mari ca dânsul să-și pună girul. Deci din ianuarie noi nu mai avem voie să trăim. Sau să trăim numai când va fi data și ziua și ora când trebuie să punem degetul și să votăm. Să-i votăm în altă situație și de fapt tot pe ei. Pentru că de acum începe migrajul de la un partid la altul și voi rămâne surprins că aceiași nemernici se vor conduce. Asta am vrut să vă comunic. Până astăzi și până momentul ăsta era o șansă ca nemernicia lor și uitându-se la evenimentele ce se propagă prin București, Timișoara, Brașov, Buzău, Brăila, Tulcea, Iași, Cluj, Alba, Caransebeș, Sibiu, peste tot sunt organizate meeting-uri, sunt oameni în greva foamei. Și acești indivizi nu știu altceva decât să voteze împotriva țării, împotriva poporului. Păi ei nu interesează că sunt oameni bătrâni și bolnavi. Păi ei nu interesează că vin sărbătorile și noi n-avem ce pune pe masă. Păi ei nu interesează. Ei interesează să-și protejeze averile duse în străinătate, obrajele lor care învață la școli străine. Asta îi interesează. Protejarea asistentelor, a consilierelor, n-ați observat mai nou. Mai nou au foarte, foarte multe consultante și consiliere și asistente dumnealor. S-au mai dat 4%. Atât de trezați, s-au săturat în somn, de plachete, de păcănele și acum s-au mai dat 4% să mai angajeze ceva femei ca să le treacă ziua mai ușor. Asta s-a întâmplat. Nu ne rămâne decât ca și colegii noștri din alte județe, și asta nu înseamnă instigare,
care și cum crede, ne vom adresa instanțelor de judecată, aici și peste hotare. Cu părere de rău vă spun că n-aș fi dorit, dar sunt mulți colegi de noștri care vor să intre în grima foamei, au o vârstă, sunt bolnavi și ce se va întâmpla cu ei? Azi ne-au murit trei colegi anul acesta. Trebuie să mai moară încă 3-4 ca acest nenorocit de guvern să plece. Să plece de unde a venit. Din toate, până acum au trecut atâtea guverne peste noi. Au fost 3 președinți. Au fost atâtea și atâtea guverne. Toată lumea, mai mult sau mai puțin, ne-a respectat. Și vine acest nenorocit de guvern care calcă pe noi, pe bătrâni, pe pensionari, pe studenți, pe cadrele militare și nimeni nu poate să-i dea afară de la Palatul Victoria. Asta se întâmplă. Nimeni nu poate să-i dea afară de la Palatul Victoria pe acest nenorocit. Știți dumneavoastră ce bani și-au dat în ultima perioadă, acum caldă de câteva săptămâni? În afară că s-au împrumutat să-i eutanizeze câinii. Dumneavoastră s-au împrumutat de bani și pentru altceva. Să mărească salariile la gardienii din pușcării. Vor fi și ei români și oameni. Dar are de ce le dă la bani? Ca să ne primească cu brațele deschise. Transformă România în pușcării păzite de oameni cu salarii grase. Este o rușine acest guvern. Este o rușine nu pentru România, pentru toate formele de guvernământ din Europa asta, la care tot ne gândim că trebuie să existe și să rămânem pentru ei. Sper să amendeze această situație Comunitatea Europeană și nu în zona euro, în zona Cubei să ne trimită. Că asta merităm. Asta merităm, efectiv. Jos guvernul Boc! 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 Nu vă pot spune decât un singur lucru. Dacă ei s-au pregătit așa de bine și sunt majoritari, v-ați pus întrebarea la anul în campanie electorală, ce se va întâmpla? Vorbesc către dumneavoastră ăștia de stați acasă și nu vă interesează. Vrătați într-un cartof mâncat și nu ieșiți să vedeți ce se întâmplă cu legile țării și cu nemernici ăștia. O să vedea ca la neica nimeni iarăși vreo 2 poli, un ajutor de bătrânețe și o să vă duceți dați cu bățul iarăși unde nu trebuie. Asta se va întâmpla. 20% din țara asta încă mai crede că există democrație. Uite ăștia noi 20% azi ne-am dat seama că ne-au pus în genunchi. Nu mai există democrație. Există fals, minciună, televiziunea servite, ziare cumpărate de către ei. Corupție. Asta există. Corupția este pe plan cel mai înalt, pedestal. Este corupția. Omenia. Noi ăștia nu. Noi nu suntem buni de respectat. Scria pe tabele pe aici că cine nu-și cunoaște istoria nu merită să trăiască, nu merită să au patrie. Nu, ei nu merită să aibă patrie deloc. Să se ducă de ei, să ne lase în pace cu tot caverile care le-au luat. Să ne lase să o luăm de la jumătate, de la mijloc, de la început. Țara asta încă mai are oameni deștepți, mai are oameni în putere. Avem studenți, avem elevi, avem oameni cu 2-3 facultăți, cu doctorate. O luăm precum a luat-o nemții și o punem iar pe picioare. Să se ducă să ne lase în pace, să plece odată și să ne lase să trăim. Jos guvernul, fraților! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Dacă vrea cineva să vorbească, poftiți la microfon. Oricum nu mai aveți ce pierdeți. Curaj, fraților! Curaj că nu mai aveți ce pierde! Stimați colegi, dragi cetățeni ai orașului, vă rog foarte mult să înțelegeți că de aici urmează o nouă etapă. Deci trebuie neapărat să pornim acțiunea suspendării președintelui Traian Băsescu, președintele României, și demiterea guvernului Boc. Nu este numai problema noastră, ci este problema întregii României. Dacă dumneavoastră sunteți alături aici, gălățenii,
care nu sunt aproape, o să-și dea seama începând din ianuarie, când încep scumpirea gazelor, scumpirea energiei electrice, care duce la căderea pensiei cu câteva procente față de ce spun ei, că îngheață pensiile. Deci tot poporul român, mai ales pensionarii, sunt supuși unei eutanasieri programate. Asta este eutanasiere națională. Pentru bătrâni bolnavi care merg la spitale și nu pot să-și plătească tratamentul medical, asigurările sociale, cum propune guvernul. Nu mai au pensionarii dreptul la medicamente compensate și nici la tratament gratuit. Deci, guvernul Boc face parte, împreună cu președintele României, Traian Băsescu, din guvernul mondial ascuns, care are ca țintă distrugerea persoanelor vârstnice și să reducă pe plan național al României și pe plan mondial să reducă populația. Este o strategie mondială la care Traian Băsescu și cu guvernul Boc 4 au aderat, au jurat să reducă populația României cel puțin cu 25%. Dacă noi vom sta și nu vom acționa, aceasta se va întâmpla. Tați, bunici, bunice, mamai, vor dispărea despre suprafața pământului, iar noi vom fi următoarea țintă. Vă mulțumesc!